Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 22.165 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.817 au fost declarate vindecate și externate. Până astăzi, 1.427 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 564.278 de teste. Duminică au fost făcute 3.682 de teste, în condițiile în care sâmbătă au fost efectuate Aproximativ 8.000, iar în zilele precedente 11-12.000 de teste. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență solicită cetățenilor să respecte normele stabilite de autorități în perioada stării de alertă, distanța de socializare și măsurile de igienă și de conduită sanitară stabilite de către specialiști. Autoritățile le reamintesc cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin surse oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Tel Verde 0800800358. Numărul Tel Verde nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia specială dedicată lor 0213202020.